Interimatul la șefia Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, care a durat mai bine de trei ani, s-a încheiat. Instituția suceveană are în sfârșit un șef desemnat prin concurs. Este vorba de comisarul șef Adrian Buga, care a condus inspectoratul de poliție cu titlu interimar în ultimele șase luni de zile. Comisarul șef Buga a candidat singur la concursul organizat miercuri de inspectoratul general al poliției române și a obținut nota 9.50. El avea nevoie de minimum 7 pentru a fi declarat admis.